Aquatim continuă seria investițiilor susținute din Planul Național de Redresare și Reziliență cu încă două contracte de lucrări semnate săptămâna aceasta. Primul implică lucrări la infrastructura de apă și canalizare pe 10 străzi din Timișoara, respectiv Ion Alexandru, Cercului, Păstorilor, Comoarei, Liliacului, Traian Demetrescu, George Popovici, Vidin, academician Aurel Bărglăzan, Calea Aradului. În total se vor executa 800 de metri de conducte de apă și peste 1300 de conducte de canalizare, precum și 200 de metri de conducte pentru apele pluviale. Odată cu extinderea rețelelor de apă și canalizare se vor realiza și branșamentele și racordurile aferente acestora pentru imobilele de pe străzile cuprinse în contract. Al doilea contract presupune implementarea unui număr de 4 proiecte de extindere rețele de apă și canalizare în localitățile Gătaia, Deta, Ceacova și Libling. Fiecare localitate va beneficia de conducte noi de apă și canalizare, branșamente și racorduri, cămine de vane, cămine de branșament, canale colectoare și hidranți.